Look safe and all easy, but that was our line up. Doi, trei, patru, șase, zece, și pe alea trebuie destul de drum. Doi, trei, patru, zece, unu, doi, trei, ze, doi, trei, hei, ho, zece, unu, doi, trei, patru, doi, trei, patru, șase, zece, unu, doi, trei, patru, zece, șase. Salut din partea echipelor Ezu Shot, coreografate, deci care nu sunt exersate în aici. Sunt lupte libere. Până la un punct care atinge, este învingător. Celălalt se lasă jos și urmează următorul. Totul lumea a certat cu toată lumea, dar că nu ne alegem pereche. Foarte tare, foarte, foarte mișto. Nu se duci poze? Da, am luat și aparatul să... Foarte ok. Vin special pentru... Da, da. Pentru lupte sau pentru mașini? Pentru lupte, pentru tot spectacolul. Mi-ai văzut așa ceva? Nu, e prima dată când am venit pe la un eveniment de genul ăsta. Foarte frumos. Cum vi s-a părut spectacolul? Foarte interesant și ar trebui să se facă mult mai des în zonă. Și e păcat că nu ne arătăm și fața asta frumoasă a României, cu vestigii istorice, cu cetăți medievale și în Argeș văd că avem. Și ar fi bine să meargă în continuare pe această linie. Cavalerii s-au luptat de adevărat? Da, da. Foarte interesant și chiar foarte frumos. Nu. Nu, dar și costumația medievală e interesantă. Ne-a plăcut și mai venim. Cum vi s-a părut? Este extraordinar de interesant și mi se pare interesantă ideea de a organiza aici la Cetățuie, pentru că e un loc în Argeș care nu este suficient de bine promovat ca turism și
din păcate, sunt tineri care nici nu știu despre locurile astea și plus tot ce este aici, dar după cum vedeți, nu e prea multă lume și atunci ar trebui mai bine promovat. Vă speria cavalerii s-au luptat de adevăratele? S-au luptat de adevăratele, mi-au plăcut. nu m-au speriat, nu. Mai veniți? Sigur, da, mulțumim. Sigur. Mulțumim. Aude așa prin haină, așa. Deci suntem trei echipe la momentul de față care conlucrăm împreună de ceva timp. Sunt în primul rând echipa din Oradea, Azu Shoyom, e din Ungaria, Tisofia și Brastva. Reprezentăm luptători din secolul X și anume luptători maghiari, cumani, varegi, adică varegi, rusi și vikingi. Prin rusi nu înțelegem ruși de astăzi, ci sunt acei vikingi care au ajuns pe partea slavică, vikingi din est, pe partea de Kiev al zilelor noastre. După cum s-a văzut și prin demonstrația de mai înainte, luptele noastre nu sunt coreografate. Adică noi încercăm să lovim acolo unde vedem un punct neprotejat. Asta înseamnă mult antrenament, exersăm foarte mult, sunt lovituri, apărări gata făcute, pe care le-am găsit așa, să zic așa, din cărți medievale. Deci nu luptăm așa de a capul nostru sau ceva lupte mai moderne. Deci ne bătem. Ne batem, de fapt, da. Deci și ne lovim. Faptul că din când în când avem niște leziuni sau chiar ne rupem ceva, cum am și acum o coastă ruptă, se întâmplă aceste lucruri. Cine nu știe să se apere, învață din aceasta. Puneți-mi costumele, am înțeles că le realizați dumneavoastră, și costumele și armele, practic. Exact. În afară de armele, cred că facem noi tot. Coifurile sunt făcute de noi, costumurile sunt făcute de noi, deci tot. În general. Scuturile, da. Dacă veniți mai târziu acolo, chiar facem și un scut. Dar cum de v-a venit această idee? Să faceți această trupă cu luptători, cu cavalerii? Suntem pasionați de secolul al X-lea și cam ne place tot din secolul al X-lea, mai ales partea din Est și Nordic. Cam așa. Am început cu tir cu arcul tradițional, acum 5 ani. Și aproximativ 2 ani am schimbat în aceste lupte pedestre din secolul X. Ne-am axat în special pe aceasta, dar mai includem și elemente de tir cu arcul tradițional, pentru că nu se poate rupe din lupte. Numele dumneavoastră complet? Tank Gheorghe Aronianos. Așa a fost natla. Ce s-a întâmplat o dată? Da, cu Nică și cu Păza. Ca la șezătoarea cuma povestea că punem. Să o știe toată lumea. Cu Păza din Tăio să jucăm. Iar acum o să aflați ce s-a întâmplat în Carpați, într-un sat pe nume Cumulești, unde viața din cine o trăiești. Iar acum o să aflați ce s-a întâmplat în Carpați, într-un sat pe nume Cumulești, unde viața din cine o trăiești. Cu toții veniți să o auziți, eu credeam și apoi. Nu știu alții cum sunt, dar eu secuiei la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă țineam când începuse a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascund. Ochi tu să nu fii, de ce nu te poți trezi? Cum nu se dă oache călcăiașul, să nu se dă oache băiețașul? Păi de ochi tu să nu fii, de ce nu te poți trezi? Cum nu se dă oache călcăiașul, să nu se dă oache băiețașul? Mie sunt tare! Scoală de grabă! Scoală, du greșule înainte de răsăritul soarelui! Iar vrei să te pupe cu coarmii! Merge? Merge. Despre evenimentul de astăzi și de ce trebuie să promovăm într-adevăr aceste... Spune-ne tu asta. Păi, Proistoria Fest, Cetatea Poenar, este al doilea eveniment dintr-o serie de 8 care vor avea loc pe parcursul unui an de zile. Primul eveniment a avut loc la Târgoviște, acum 2 săptămâni, unde peste 25.000 de oameni au venit la Proistoria Fest. Astăzi suntem la Poenar, suntem aici ca să promovăm adevărata cetatea lui Vlad Țepeș.
o cetate care a început să fie, să ia contur în secolul XIV, apoi până în secolul XVI a avut o istorie destul de interesantă. Facem aceste evenimente pentru a promova obiective turistice din România care încă nu sunt vedete. Ne dorim foarte mult ca, în primul rând, cei din România și cei din împrejurim să învețe ce înseamnă obiectivele turistice pe care le au aici, pentru ca ei să povestească mai târziu ce este și, de fapt, cetățenii de aici să fie cei mai buni promotori acestor evenimente. Aici, în cadrul Pro Istoria Fest, sunt mai multe activități, a nu se confunda cu un festival medieval, pentru că nu este asta. Avem, bineînțeles, și activități care se desfășurau în secolul XIV, secolul XV. Aici mă refer la parada costumelor medievale, mă refer la luptători, la lecții de tras cu arcul, tot felul de concursuri, de fugit cu sacul, etc. Program cu muzică folclorică din zona aceasta, iar mai spre seară concerte cu muzică pop-rock, Vank, System, Holograph, Deep Central, Sonia, etc. Am încercat să facem în așa fel încât să împăcăm pe toată lumea, să oferim muzică și spectacol pentru toate gusturile. Perfect.